Ministerul Transporturilor va cheltui toți banii europeni ai programului de infrastructură pentru mare infrastructură 2014-2020 cu 6-7 luni înainte de sfârșitul anului viitor, a declarat Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindanu. Știind că pentru prima dată, undeva la mijlocul anului viitor, Ministerul Transporturilor, care se menține, va pune capăt tuturor banilor europeni, cu 6-7 luni înainte de termen. Ne 3 cheltuită în scopuri din 2023. Pentru prima dată, acești bani nu vor fi cheltuiți doar, dar se vor încheia mai repede decât la sfârșitul anului viitor, a spus Grindanu, pe Causin TV. Ministrul a subliniat că a cerut Comisiei Europene că banii alocați României în alte domenii și că nu vor fi cheltuiți pentru a fi transferați la Ministerul Transporturilor, specificând că este optimist cu privire la aprobarea acestei solicitări, care se ridică la aproximativ 500 de milioane de euro. Vreau să folosesc ultimele luni ale anului 2023 și am trimis o cerere Comisiei Europene din banii alocați în România în alte domenii și asta nu va fi cheltuit, deoarece nu toate zonele vor fi ca Ministerul Transporturilor. Vor fi, mă refer la cheltuielile banilor europeni, ni. Ar plăcea ca din această sumă să transferăm în jur de 500 de milioane de euro pentru a fi capabil Sorin Grindinganu. Editor A.